Vorbea președintele Klaus Iohannis astăzi și despre asigurarea independenței energetice. Ce înseamnă mai exact acest lucru pentru România? Înseamnă că, într-adevăr, este o decizie serioasă și importantă, dacă mine mă întrebați, să gândim serios cum putem, din punct de vedere energetic, să fim pe picioarele noastre. Și cred că lucrul acesta nu numai că este posibil, dar România are extrem de multe resurse care, dacă sunt valorificate, acestea pot nu doar să asigure energetic independența României, dar poate să și exporte România energie. Noi încă avem foarte multe râuri pe care pot fi montate hidrocentrale. Avem multe în România, da? Dar pot să fie mult mai multe, da? Care această capacitate pe care avem pe zona de hidro ne asigură și o energie ieftină, și o energie verde, și o energie care ne ajută, repet, să putem să creăm independență energetică. Mai mult este zona nucleară care poate fi pusă în practică, retehnologizarea la nuclear electrică, plus reactorul 3-4 care pot fi de asemenea montată și puse în funcțiune, plus acele microreactoare pe zona nucleară de care am vorbit împreună cu partenerii americani care pot fi aduse în România, plus zona de eoliană, plus zona de fotovoltaică, adică sunt foarte multe moduri în care România poate să-și capaciteze zona aceasta energetică și nu doar să devenim independenți, așa cum spuneam, dar în același timp să exportăm, plus Transelectrica, care este capabilă să transporte energie și care își poate mări capacitățile pentru transport și infrastructura de transport energetic, adică cred că România trebuie, poate și cred că este imperativ ca în acest moment, în acest wake-up call, să zic așa, să ne trezim și să chiar facem lucrul acesta, pentru că dați-mi voie să vă spun, am și închis capacități în momentul în care n-am reușit să punem altceva în loc. Și asta este problema majoră pe care România o are acum, pentru că din punct de vedere energetic noi eram suficienți, să zic așa, de dotați, dar aceste închideri de capacități, fără să punem ceva în loc, ne-a dus în această situație în care astăzi trebuie să importăm și nu putem să exportăm.